Freddy Krueger 21. Adăpostul de câini. Bine. Salce plângăcioasă. Sicomor. După o pauză vom reveni cu jocul Spune un soi de copac, iar noi te lovim cu o plăcintă merencu lămâie. June a gustat mereu emisiunile foarte serioase și intelectuale. Vom reveni cu Spune un soi de copac, iar noi te lovim cu o plăcintă merencu lămâie după titlurile zilei. Astăzi se aplică noua lege cu privire la înregistrarea câinilor. Orice câine care nu poartă plăcuță cu numele de înregistrare va fi considerat vagabond și dus la adăpostul de câini. Oh, aproape că am uitat de asta. Am luat o plăcuță pentru Odi. Trebuie să o pun la gât. E blocat pe autostrada de pe coastă din cauza unui accident. Muncitorii spun că mașinile s-au blocat când, în urma unei coliziuni, un ulm mare a căzut drum. Știu că nu-ți place, dar e pentru binele tău propriu. Fără ea te vor duce la adăpostul de câini. Oh, ar fi de-a dreptul îngrozitor. Nu, nici eu nu sunt chiar atât de parșiv. Gata, acum mă pot întoarce la Spune un soi de copac, iar noi te lovim cu o plăcintă cu merengue de lămâie. Accept orice pare avea gust bun. Sper că n-am pierdut prea mult. Ce bine să fii pisică. Nu, nu vreau să arunc bățul. Nu, nu vreau să arunc mingea. Să fiu sincer, vreau să arunc mingea mai puțin decât vreau să arunc bățul. Nu, nu vreau să arunc jucăria pentru câini. Oricât de greu ar fi de crezut, vreau să arunc jucăria pentru câini chiar mai puțin decât am vrut să arunc bățul sau mingea. Dar știi ce vreau să arunc? Tu ai vrut-o? Plăcuța lui Odi s-a desprins. Iar acum e acolo unde câinii sunt prinși și duși la adăpost. Nu-i treaba mea. Ia uite! Încă unul fără plăcuță. Nu o să scapi de mine, câine. Hei, fii atent. Hei! Îmi pare rău, câine, dar asta e legea. N-am adormit. De ce nu pot să dorm? Nu e posibil să fie din cauza că mă simt vinovat în privința lui Odi care e afară. Nu e vina mea că a căzut când l-am aruncat pe fereastră. De ce nu pot să dorm? Dacă nu pot să dorm, atunci să mănânc. Smochinul lui Douglas. Arțar! Omletă cu ciuperci! Îmi pare rău, domnule Flesblet!
Jurații au spus că omleta cu ciuperci nu este numele unui copac, așa că nu vă putem lovi cu o plăcintă mereng cu lămâie. În timpul jocului de acasă, un telespectator norocos va ajunge să joace Spune un soi de copac, iar noi te lovim cu o plăcintă mereng cu lămâie. Jocul de acasă? Adică cineva va fi lovit cu o plăcintă doar dacă va spune, să zicem, molid? Răspund eu! Da? Oh, grozav! În sfârșit ai câștigat ceva și e plăcintă. Voi pune mâncarea pe masă. Tu cheamă-l pe Odi. Odi? E bine, Odi, nu-i? Să mâncăm. Și unde-i Odi? Nu servesc masa până nu apare și Odi. Dar nu-i corect. Eu sunt aici, mi-e foame, mi-e... Vorbesc serios, Garfield, fără cină până când Odi nu vine la masă. Du-te afară și găsește-l. Dar mie... Mă duc să-l găsesc. Odi, 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 Odi. Atenție, potaie fără creier. Dacă vă căutați câinele, aflați că am văzut când a fost dus la adăpost. Mi-era teamă de asta. Ei bine, asta e. Chiar voi intra într-o clădire plină de câini. În mod voluntar. Îmi pare rău, motanule, ai văzut semnul ăla? Înseamnă că accesul pisicilor e interzis. Uite, mami, cineva a aruncat o pisică în stare perfectă. Probabil au considerat că e prea gras. Hei, nici tu nu ești material de supermodel cu coană. Prea bine. N-am vrut să recurg la asta, dar e posibil să fie singura cale de a-i pune plăcuța înapoi lui Odi. Bine, să vedem dacă pot fi luat drept câine. Hau, 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 hau. Nu, nu arăt suficient de caragios. Cum reușesc câine să facă chestia asta aiurită toată ziulica? Hau, 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 hau. Nu e cam târziu să ieșim pe străzi să căutăm câini vagabonzi? Mai am nevoie de un singur câine ca să-mi fac porția pe ziua de aspit. Ham, ham, un câine vagabond fără plăcuță. Ham și dublu ham. T-am prins. M-ai prins. Ia bine, cățeluș, în cușcă cu tine. Situația ta nu e fără speranță, Odi. Ziua arată ca un câine obișnuit, fără minte, prea timp să facă ceva util. Dar când dă de bela, se transformă imediat în... Super Garfield, 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 Garfield. Încetează, puneți limba unde ți-ai găsit-o. Încetează, încetează, să te las aici, Odi. Așa-i mai bine. Avem nevoie de asta ca să scăpăm. Cum o să ies eu? Las asta în seama mea. Mai întâi, fă puțin alarmă. Hei, hei, ce-i cu alarma asta? Ce? Hei, are plăcuță de înregistrare. Ia să vedem. John Arbuckle, este și o adresă. Sunt sigur că n-ai avut-o când te-am luat de pe stradă. Mă duc să te duc înapoi la domnul Arbuckle și să-mi cer scuze. Dați-mi drumul! N-ar trebui să fiu aici! Alo? Miau, miau, miau!
Ne vedem în curând. Miau, miau, miau. Miau. O pisică? Cum a ajuns aici o pisică? N-ar trebui să fie aici pisicuțo. Adevărat, deschide ușa și dăm drumul. O să deschid ușa și o să-ți dau drumul. Imediat ce se va întoarce al, doar el are cheia. Hei, nu mă poți lăsa aici ca pe... ca pe un câine? Nu sunt câine. Câinii sunt urâți, dezgustători, nerozi, niște vietăți nevolnice. Câinii sunt peste tot în jurul meu. Nu am vorbit serios mai devreme. Mă refeream la alți câini. Știți? Mie îmi plac câinii. De fapt, sunt câine. Vedeți? Câine. Au, au, au. Au, au, au. Am, am. Nu v-am păcălit, nu-i așa? Ascultați, aș vrea să profit de ocazia asta pentru a-mi cere scuze sincer. Îmi pare foarte rău, domnule Arbuckle. O, e în ordine, mulțumesc că mi-ați adus câinele. Așadar, acolo era Iodi. Asta ne aduce la următoarea întrebare. Unde-i Garfield? Da, îl cunosc. Probabil e afară distrându-se de minune. Vai! Ajutor! Oh! Ajutor! Oh! 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 Hey! Luați-mă de aici! Luați-mă!